Bună! Am promis că vă prezint jocurile pe care mi le-am comandat eu, Smart Games. Astăzi Butterflies, pentru copii de 6 ani până la adulți. Trebuie să recunosc că încă îmi bat capul cu acest joc. Vă arăt imediat nivelul starter. Sunt încă la nivelul starter. Este adevărat, nu mi-am dedicat ziua acestui joc, dar ieri, sincer, toată ziua asta am făcut. L-am contaminat și pe Adrian cu Color Code ieri și am făcut provocări de un minut, într-un minut, să rezolvăm o imagine de la Master sau de la Expert. Și ne-a reușit. Adică ne-am încadrat într-un minut. A fost foarte fun. Ok, vă arăt acum despre ce este vorba la Butterflies, care este super simpatic și îl recomand și fetițelor și băieților și adulților. Pe mine m-a prins jocul ăsta, dar încă sunt la nivelul starter. Pentru că ei spun că toate provocările, deci practic sunt aceste provocări, și toate provocările se rezolvă în 32 de mișcări, de slide-uri, deci n-ai voie să iei pur și simplu piesa de acolo. Și la fel, în ghidul explicativ, spune că sunt 12, sunt starter, junior, expert și master. Dar toate aceste mișcări se fac în 32, toate aceste provocări se fac în 32 de mișcări. Ok, let's get to work, să vă arăt despre ce este vorba. Ok, asta este prima provocare. Provocarea este aici, da? Deci mi arată cum să așeg, cum să așez piesele și eu trebuie să încep și să le mișc, da? Și să fac fluturași întregi. Și atunci m-am gândit la ceva de deci fac o mișcare 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Și am făcut 12 mișcări și am făcut și mi-a ieșit și... Asta era nivelul starter. Și dacă mă uit, sunt și soluțiile la sfârșit. Iar la soluție mi-arată desenul așa. Dar bineînțeles că aș fi putut cumva să le mut și altfel, pentru că de fapt la început am mișcat și mi-au venit fluturașii undeva aici. Dar tot așa complex, că ideea este să ai fluturașii, că sunt răsturnați, că sunt whatever, oricum ar fi, dar să fie întregi, să nu ai jumătăți de fluturași. Deci asta am făcut-o din 12 mișcări. Cam așa cred că se joacă. Dacă cineva are jocul și deja l-a jucat și știe în profunzime cum se joacă, poate îmi lăsați niște tips and tricks. Învăț acum, trec la junior, expert și master. Îmi dedic ziua acestui lucru și vă țin la curent cum îmi îmbunătățesc aceste abilități, da? Deci, Butterflies, Smart Games. Ciao!